pentru ultima știre la Ștefania. Anca Lungu a decis că nu se va lăsa pe mâna medicilor când va naște. Vedeta va fi ajutată de o moașă, iar medicii vor interveni doar în cazul în care apar complicații. Anca Lungu a povestit despre Delfin, femeia care o va ajuta la naștere. Am avut de ales dintr-o lungă listă cu moașe pe care medicul de aici mi-a dat-o la prima întâlnire. Zâmbetul ei larg și fermitatea cu care mi-a strâns mâna au fost semne clare că făcusem alegerea corectă. Asta a declarat Anca Lungu. Da, iată că această declarație a vedetei pare puțin autentică, așa, nu? Așa, te duce cu gândul la... Nu vreau să mă las pe mâna medicilor. Mai țineți minte Dr. Quinn? Da, 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 Quinn? Da, da, exact, și venea moașa și te lua în fân și scotea și trăgea și te zăpăcea? Da. Cam așa o făcut. Sau cartea Peripile Vântului și Scarlet. Bravo! Sau. Da? Scarlet O'Hara. Dar cum crezi că, nu știu, de unde crezi că a venit această idee? Pentru că uite că multe mămici nu prea înțeleg și ar spune că ar trebui să se mai gândească de mai multe ori. Din film. Mai ales având în vedere că, uite, tehnologia a avansat și așa mai departe. Și... Nu știu cum de s-a gândit. Da. Medicina a evoluat. Dar acum nimic nu mă mai miră. Este și la Olivia Ster. Adică... Newton. Da. Sunt toate fetele astea, sunt, când dau de prea multă informație, au impresia că nu trebuie să fie așa. Trebuie să fie pe invers. Ea oricum ne-a surprins în momentul în care a luat decizia de a pleca de la pupitrul știrilor. Și la știri, de a și la carieră, și la tot. Lasă România în urmă, familia și prietenii și-a cunoscut marea iubire a vieții ei, deși a trecut și ea, vă știm cu toții, printr-un divorț momentan. Și eu nu pot să trec peste acea declarație în care nu las nimic important în România. Mamă, m-a spart pe suflet, m-a răcăit. Ce, credeai că ești important credeai, și că... Chiar te credeai important. Rău că te-a lăsat în România. Nu știu dacă eu, dar măcar așa ceva în viața ei să fie important și aici. Mă, cred că e ceva important, adică măcar familia ei tot e cumva, dar cred că... Nu știu în ce bine, ea și va continua acolo cariera, pentru că va fi corespondent special în Nisa. Și apropo de această decizie... Este o fată foarte faină, adică este o fată delicată. Este. Doamne, este o foarte mamă, bună, un da, om pe cuvânt. Și am văzut-o cum e cu cea mică și este absolut, nu știu, e încântată de cea mică. O educă foarte frumos. Eu am fost la ei acasă și mi-a plăcut foarte mult. Adică imaginea aceea de mamă-fică e superbă. Adică, nu cred. Adică ea dacă a declarat, ce a declarat și dacă a plecat, a făcut-o, nu știu. Nu știu în ce context a declarat. Și-a urmat dragostea. Se spune că un copil născut pe cale naturală e un luptător și că chiar din primele secunde ale vieții el se luptă să iasă, să trăiască. Bine, poți să naști pe cale naturală și cu medic. Da, dar uite, ea a luat această decizie pentru că după ce a cunoscut-o pe moașa pe nume Delfin, zice așa, Delfin m-a invitat în cabinetul ei și am petrecut împreună mai bine de o oră și jumătate. Timp în care mi-a explicat cum decurge o naștere în Franța. Pas cu pas, care sunt protocoalele maternității în care voi naște. Mi-a spus care este momentul în care trebuie să-mi iau bagajul și să plec la spital și am încheiat cu exerciții de respirație. Deci iată că i-a inspirat încredere și... Probabil că în Franța e alt sistem, adică cu siguranță e alt sistem medical. Probabil că da.